16 iulie. Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Atinogen, episcopul Sevastiei din Armenia. Sfântul Atinogen a viețuit într-o mănăstire de lângă cetatea Sevastei împreună cu 10 ucenici ai săi. În timpul domniei lui Dioclețian, la Sevastie a sosit Filomar, un prigonitor sângeros al creștinilor. El a arestat și a ucis mulți creștini din cetate. Când l-a văzut pe Atinogen și pe ucenicii lui, el i-a poruncit bătrânului să aducă jertfe idolilor ca să nu piară, așa cum pieriseră și ceilalți creștini. Atinogen i-a zis: „O prigonitorule, cei de care zici că au pierit nu au pierit deloc, ci se află acum în ceruri, bucurându-se cu îngeri.” Chiar atunci o căprioară pe care Atinogen o hrănea uneori cu mâna lui a fugit repede înspre el și văzându-l în acele chinuri a început să plângă. Aceasta fiindcă până și fiarele munților erau mai simțitoare față de chinurile mucenicilor lui Hristos decât păgânii locuitori ai orașelor. După torturi cumplite, în timpul cărora un înger al lui Dumnezeu îi întărea pe mucenici, ei au fost cu toții decapitați, mai întâi preoții și ucenicii lui Atinogen, apoi Atinogen însuși. Ei cu toții s-au strămutat la patria cea cerească la anul 311. Pomenirea Sfintei Mucenițe Iulia Fecioară. Sfânta Iulia s-a născut la Cartagina dintr-o familie aristocrată. Când persanii au capturat Cartagina, ei au luat de acolo mulți prizonieri ca sclavi. Sfânta Iulia a fost capturată și făcută sclavă, căzând în mâinile unui păgân, negustor, în Siria. Văzând că este creștină, el a sfătuit-o de multe ori să se lepede de Hristos și să se facă de o credință cu el, dar Iulia l-a privit cu dispreț. Văzând că Iulia este foarte credincioasă și pricepută la treburile pe care îi le încredința, negustorul a lăsat-o în pace și nu i-a mai vorbit niciodată de credință. Odată negustorul și-a încărcat marfa în corabie și, luând-o și pe Iulia cu el, a pornit-o spre țărmuri îndepărtate pentru afaceri. Când au sosit la Corsica, au nimerit acolo într-un festival idolesc, cărei blasfemii negustorul i s-a alăturat, însă Iulia a refuzat să coboare la mal. Ea a rămas în corabie și a plâns, văzând nebunia și greșelile oamenilor ce zac în întuneric. Dar cumva păgânii au descoperit că stă în corabie și au scos-o afară cu sila, în ciuda împotrivirii mari a negustorului stăpânul ei. Păgânii au schingiuit-o pe Iulia bestial, ei au tăiat sânii, au urcat-o pe stâncă și au răstignit-o acolo pe o cruce pe care Iulia și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Moartea ei a descoperit-o îngerului Dumnezeu unor monahi ce se nevoiau pe insule din apropiere, Mărgărita sau Gorgona, și acești monahi au venit, au luat trupul mucenicesc al Iuliei și l-au îngropat cu cinste. De-a lungul secolelor, la mormântul Sfintei Iulia s-au lucrat nenumărate minuni, iar unora dintre cei vii, chiar mucenița li s-a înfățișat a Eva. I-a luat mucenicia cu cinste în veacul al VI-lea. După mulți ani, locuitorii au voit să ridice o sfântă biserică în cinstea muceniței în alt loc, fiindcă vechea biserică era foarte mică și dărăpânată. De aceea, la locul pe care și l-au ales, ei au început să adune materialul, piatră, cărămizi, nisip și toate cele necesare. Dar s-a întâmplat că în timpul nopții, înainte de ziua când urma să fie pusă temelia, toate materialele au fost mutate de o mână nevăzută la locul celei vechi bisericuțe dărăpânate. Neînțelegând ce s-a întâmplat, lucrătorii au început să încarce materialele ca să le transporte înapoi, la locul nou ales, dar după ce au terminat de făcut aceasta, minuna s-a întâmplat iar. Materialele au fost duse de o mână nevăzută la vechea bisericuță. Atunci, paznicul de noapte a văzut o fecioară strălucitoare care, cu ajutorul unor care trase de boi albi, duce materialele toate la vechiul loc al ctitoriei celei dintâi. Din aceasta toți au înțeles că Sfânta Iulia nu dorește să schimbe locul bisericii ei. De aceea lucrătorii au demolat vechea bisericuță și pe același loc au înălțat noul locaș muceniței. Pomenirea celor 15.000 de sfinți mucenici. Aceștia cu toții au fost decapitați în Persia pentru credința în Hristos. Pomenirea Sfântului Mucenic Atinogen. Acest Atinogen este autorul minunatei cântări de la vecernie, Lumină Lină. El a luat moarte pentru Hristos, aruncat fiind în foc, și s-a învrednicit de slava cea veșnică a împărăției lui Dumnezeu. Cucetare.
Sfintele sinoade ecumenice sunt cele mai mari și mai spectaculoase dueluri ale ortodoxiei cu erezia. Astăzi biserica prăznuiește împreună primele 6 sinoade ecumenice. Întâiul sinod ecumenic s-a ținut la Nicea în anul 325, iar la el au participat 318 sfinți părinți. Sinodul întâi ecumenic se prăznuiește aparte în 29 de zile ale lunii mai și iară în duminica a 7-a după Sfintele Paști. Acesta a fost sinodul la care s-a dat anatemei erezia necuratului Arie. Al doilea sinod ecumenic s-a ținut la Constantinopol în anul 381, iar la el au fost de față 150 de sfinți părinți. El se prăznuiește aparte în 22 de zile ale lunii mai. La acest sinod s-a dat anatemei erezia lui Macedonie, care hulea pe Sfântul Duh Domnul. Al treilea sinod ecumenic s-a ținut la Efes în anul 431, iar la el au stat de față 200 de sfinți părinți. Sinodul al treilea se prăznuiește aparte în nouă zile ale lunii septembrie. La el s-a dat anateme erezia lui Nestorie, care hulea pe Maica lui Dumnezeu. Al patrulea sinod ecumenic s-a ținut la Calcedon în anul 451, iar la el au venit 630 de părinți sfinți. El se prăznuiește aparte în 16 zile ale lunii iulie și la lucrările lui s-a dat anatemei erezia monofizită. Al cincelea sinod a toată lumea s-a ținut la Constantinopol în anul 553. La el au participat 160 de sfinți părinți care au dat anateme erezia lui Origen. Acest sfânt sinod se prăznuiește aparte în 25 zile ale lunii iulie. Al șaselea sinod ecumenic s-a ținut la Constantinopol în anii 680-681, iar la el au participat 170 de sfinți părinți, care au dat anateme erezia monotelită. Acest sfânt sinod se prăznuiește aparte în 23 de zile ale lunii ianuarie. Al șaptelea sinod ecumenic s-a convocat la Nicea, la anul 787. La el au stat de față 367 de sfinți părinți. Acest sfânt sinod nu se prăznuiește astăzi împreună cu primele 6, ci el se prăznuiește aparte în 11 zile ale lunii octombrie. La lucrările lui s-a dat anatemie sălbatica ereziei iconoclastă. Prin puternica și tainica lucrare a Duhului Sfânt Domnul, aceste sfinte sinoade au condamnat toate ereziile, confirmând, definind și întărind Sfânta Ortodoxie pentru totdeauna și întru toți vecii. Luare aminte. Să luăm aminte la minunata ieșire a apei din stâncă în pustia Cadeș. Numere 20. La cum Moise, la porunca lui Dumnezeu, a lovit stânca cu toiagul său, dar fără credință, și cum prin voia lui Dumnezeu a ieșit de acolo multă apă. La cum Dumnezeu i-a pedepsit pe Moise și pe Aron pentru credința lor puțină, prin aceea că nu a îngăduit ca ei să intre în pământul făgăduinței, ci a lăsat ca ei să moară în pustiu. La cum aceasta arată că până și un om mare și drept ca Moise este supus păcatului și că niciun muritor nu trebuie să se lase pradă păcatului mândriei din pricina virtuților lui. Predică despre împărtășirea credincioșilor cu dumnezeiasca fire, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeieștii firi. 2 Petru 1, 4. Fraților, dar cum poate omul muritor să se facă părtaș dumnezeieștii firi? Cum poate ceea ce este veșnic să se unească cu ceea ce este pieritor, ceea ce este slăvit cu ceea ce este netrebnic, ceea ce este nestricăcios cu ceea ce este supus putreziciunii și ceea ce este curat cu ceea ce este necurat? Acest lucru, după cum ne spune și apostolul, este cu neputință, afară numai dacă se împlinesc anumite condiții. Aceste condiții sunt două. Una ține de Dumnezeu, iar cealaltă ține de om. Privitor la condiția care ține de Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru ne zice: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa. 2 Petru 1, 3. Iar condiția care ține de om este următoarea: să scape de stricăciunea poftei celei din lume. 2 Petru 1, 4. Dumnezeu își îndeplinește condiția sa, căci El ne-a făcut să-L cunoaștem pe El, care ne-a chemat prin slava sa și prin puterea sa. Este deci rândul nostru al oamenilor să împlinim și noi condiția noastră,
adică să scăpăm de stricăciunea poftei celei din lume, dacă voim să cunoaștem pe Hristos Domnul. Hristos Domnul ne-a deschis cerurile și toate bogățiile Lui. Apoi a chemat poporul să se apropie și să se împărtășească de aceste comori și bunătăți. Dar cum l-a chemat? L-a chemat oare numai din cuvintele rosite cu gura? Cu adevărat, el a chemat poporul cu cuvintele lui, dar nu numai cu ele, ci l-a chemat și cu slava lui și cu virtutea lui. Cu slava lui, adică cu slăvita lui înviere, și cu virtutea lui, adică cu minunata lui slujire și jertfă. Așa ne-a chemat el ca să primim marile și prețioasele făgăduințe pe care ni le-a hărăzit. 2 Petru 1:4. Ca prin ele să ne putem face părtași dumnezeieștii firi, dar ca să-L putem cunoaște pe Hristos și ca să putem auzi chemarea Lui, noi trebuie mai întâi să scăpăm de stricăciunea poftei celei din lume, căci dacă nu vom scăpa de ea, ori vom rămâne înaintea Lui, înaintea slavei Lui și înaintea virtuții Lui și surzi vom fi la chemarea Lui. O, fraților, cât de necuprinsă este milostivirea Lui Dumnezeu către noi! După mare milostivire a Lui, Dumnezeu ne dăruiește nouă muritorilor înfierea prin jertfă de moarte a Lui. Ne dăruiește nouă păcătoșilor ca să ne zidim întru trupul cel slăvit al Săpânului Hristos. Dar cu singură condiția aceasta, care nu este deloc un jug apăsător și nici o cruce grea. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, care Le ești plinirea tuturor făgăduințelor și izvorul bunătăților, vindecă-ne pe noi de a noastră orbire și surzenie și dăruiește-ne nouă putere ca să scăpăm de stricăciunea poftei celei din lume, că ție se cuvine toată slava și mulțumita în veci. Amin.